Să-i primească în casa mare, cu virgul și cu seama. La un țară cu sănătate, e mai bună, e mai bună decât toate. La un țară cu bucurie, acum ce să ne fie. Foarte mult, dragii noștri, cu aplauzele dumneavoastră, onorăm! Eu foarte mult, cu mult respect, vreau să salut pe domnul președinte al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, să-i mulțumesc pentru prezență la noi în sat și să-i ofer un cuvântul pentru a vă acorda un cuvânt de felicitare. Domnul Igor? Aveți emoții, mi se pare. Bună seara! Dispoziția încă e de hram după ziua de ieri sau... Merge? Stimați locuitorii ai satului Maloata Veche, eu vă spun destul de sincer, eu aici mă simt ca acasă. E bine asta sau e rău? Dar eu din, sincer să vă spun, acum vă spun din ce an, de pe 96, 97, 98, sunt cam des la voi în sat. Așa s-o primit soarta mea. Eu consider că satul Maloata Veche este a doua patria mea și cu plăcere vin la dumneavoastră în sat. Vreau să vă felicit pe toți cu marea sărbătoare de ieri, care a fost Sfânta Maria, sărbătoarea noastră creștină. Eu am vrut să vin ieri, dar primarul zice că nu vine. Vine vineri. De ce eu ieri am fost întâi la emisiune, la televiziune? Probabil cineva, dacă m-ați văzut lăsat la televizor cineva? Da, da. Știți că la urmă am spus că socră e super când m-am la hram, dar să mă duc a doua zi. Eu... cu o deosebită stimă și respect față de localitatea dumneavoastră, deoarece anume din această localitate vine soția mea care... O cunoașteți pe Galina, sau nu? Eu aș invita în scenă, dar ea să vină. Eu, într-adevăr, mă simt aici ca acasă. Vreau să vă deschid un secret că la mine în sat câțiva ani la rând n-am reușit să vin la hram. Dar dumneavoastră în sat mă stăruie să vină fiecare an. Vreau să vă urez la tot sănătate, bunăstare locuitorului satului dumneavoastră. Domnul primar destul de des se adresează, noi vom încerca să fim alături cu acele necesități care sunt pentru localitatea, pentru satul dumneavoastră. Eu vreau să vă promit că cu ce vom putea să ajutăm, o să ajutăm, pentru că satul Maloata Veche este un sat de gospodari. Este un sat de moldoveni de-a noștri care știu să muncească, muncesc foarte mult, mai rar să odihnesc, au nevoie de suport. Domnul primar îmi spune că trebuie ceva la Casa de Cultură, părintele din sat că trebuie ceva suport la biserică. Tot nu o să reușim, dar o să încercăm să ajutăm. Cineva spune că pensii să dăm. Azi seara nu dăm pensii. Dar vă promit că o să rezolvăm și aceste probleme. Deci, încă o dată vă promit că vom fi alături de dumneavoastră, pentru că consider această localitate ca o localitate natală mie personal. Vreau să vă urez tuturor încă o dată fericire, sănătate, bunăstare acestei localități și cu Doamne ajută vor reuși toate. La mulți ani! Mulțumim, domnul președinte! Mulțumim, domnule președinte! Al Republicii Moldova, domnul Igor Dodon. Mulțumim foarte mult! Și acum, 2,